Vom rezolva în cele ce urmează următorul sistem de două ecuații cu două necunoscute pentru x și y numere reale. Avem, iată, prima ecuație 3 ori modul de x minus 1 plus 5y este egal cu minus 11 și în cea de-a doua 4 ori modul de x minus 1 plus 2y este egal cu 4. Ceea ce putem observa imediat la acest sistem de ecuații este repetarea modulului lui x minus 1. Modul din x minus 1 și modul din x minus 1 apare în ambele aceste ecuații. Așa că am putea face o substituție aici. Și anume, pe modul din x minus 1 să-l notăm cu t. Dacă modul din x minus 1 îl notăm cu t, atunci va trebui să ținem cont de faptul că t trebuie să fie un număr real mai mare sau egal decât 0. Și atunci ne putem rescrie sistemul. Sistemul nostru ar deveni 3t plus 5y este egal cu minus 11 și respectiv 4t plus 2y este egal cu 4. Ne alegem una din cele două metode de rezolvare a sistemului care ne sunt la îndemână, fie metoda reducerii, fie metoda substituției. În cazul acesta, cred că este mai ușor cu metoda reducerii și vom elimina termenii cu y. Așa că, în prima dintre ecuații vom înmulți cu 2 pentru a avea 10y, iar în a doua vom dori să avem minus 10y, așa că vom înmulți cu minus 5. Sistemul nostru atunci devine 2 ori 3t, 6t plus 10y este egal cu minus 22, iar în a doua ecuație minus 20t minus 5 ori minus 2 minus 10y este egal cu minus 20. Acum putem aduna membru cu membru. 6t minus 20t este minus 14t. Plus 10y minus 10y se reduc. Minus 22 minus 20 este egal cu minus 42. Așadar, minus 14 ori t este egal cu minus 42, ceea ce înseamnă că t este minus 42 împărțit la minus 14, adică t este egal cu 3. Este corect, am obținut faptul că t este 3, un număr mai mare sau egal decât 0. Haideți să-l aflăm atunci în continuare pe y. Dacă l-am aflat pe t, ne alegem ecuația care ni se pare mai ușoară, să zicem cea de-a doua, din care să-l aflăm pe y. Avem faptul că 4 ori t plus 2y este 4. 4 ori t înseamnă 4 ori 3, adică 12. Deci 12 plus 2y este 4. Ceea ce înseamnă că 2y este egal cu 4 minus 12, adică minus 8. Y este egal atunci cu minus 4. Noi trebuie să-l aflăm pe x și pe y, nu pe t și pe y. Așa că, în continuare, vom reveni la substituția noastră. Și anume, modul de x minus 1 este egal cu t. Cu alte cuvinte, modul de x minus 1 este egal cu 3. Modul de x minus 1 este egal cu 3 ne conduce la două ecuații care sunt posibile, deoarece și modul de 3 este 3 și modul de minus 3 este 3. Așadar, x minus 1 poate fi 3 sau x minus 1 ar putea fi minus 3. Dacă x minus 1 este 3, atunci obținem că x este egal cu 4, iar dacă x minus 1 este minus 3, obținem că x este egal cu minus 3 plus 1, adică minus 2. Pentru ambele valori ale lui x, 4 și minus 2, t va fi de fiecare dată egal cu 3. Așadar, sistemul nostru are două perechi de soluții. Fie x este egal cu 4, ceea ce implică faptul că t este 3, deci y-ul este minus 4, care ar fi perechea ordonată de numere 4 și minus 4, care este soluție a sistemului, fie x este egal cu minus 2, care înseamnă că t este din nou 3, care înseamnă că y este minus 4, deci perechea de numere minus 2 și același minus 4, minus 2 fiind valoarea lui x, iar minus 4 fiind valoarea lui y. Deci mulțimea soluțiilor este o mulțime formată din două perechi ordonate de numere.
care ne prezintă două valori posibile pentru x și respectiv y. X poate fi 4 și y minus 4 sau x poate fi minus 2 și y din nou minus 4. Acum, în cazul acestui sistem, noi am reușit să facem această substituție, deoarece în ambele ecuații aveam același modul, modul de x minus 1. Însă, poate în alte sisteme, o să avem într-o ecuație modul de x minus 1 și în altă ecuație modul de 2x minus 3. Ce ne facem atunci într-o astfel de situație, într-un astfel de sistem de ecuații, în care nu mai putem apela la substituții pentru a nu discuta modulul de la bun început? Să vedem într-o a doua metodă în care vom folosi explicitarea modulului. Înainte de a ne apuca de rezolvarea acestui sistem, să ne amintim explicitarea modulului, și anume, modul din x, unde x este un număr real, este egal cu x dacă x este mai mare sau egal decât 0 și cu opusul său, adică minus x, dacă x este mai mic decât 0. Pentru modulul lui x minus 1 care este prezent în sistemul nostru de ecuații, acest lucru înseamnă că modul de x minus 1 va fi egal cu x minus 1 dacă x minus 1 este mai mare sau egal decât 0, cu alte cuvinte, dacă x este mai mare sau egal decât 1, și este egal cu opusul acestuia, adică minus x plus 1, dacă x minus 1 este mai mic decât 0. Cu alte cuvinte, dacă x este mai mic decât 1. Ceea ce înseamnă că pentru rezolvarea sistemului vom avea o discuție pe două cazuri. În primul caz, noi considerăm, deci cazul 1, rezolvăm sistemul pentru x mai mare sau egal decât 1. Atunci, sistemul nostru ar fi 3 ori modul de x minus 1 va fi egal cu x minus 1. Deci 3 ori x minus 1 plus 5y este egal cu minus 11 și 4 ori x minus 1 plus 2y este egal cu 4. Rezolvăm atunci acest sistem de ecuații. Deci este echivalent cu, desfacem parantezele, 3x minus 3 plus 5y este egal cu minus 11 și 4x minus 4 plus 2y este egal cu 4. Termenii cu necunoscutele vom păstra în stânga și termenii liberi în dreapta, deci este echivalent cu, minus 3 îl trecem dincolo cu plus, deci vom avea 3x plus 5y este egal cu minus 11 plus 3, care este minus 8, iar apoi, pe minus 4, îl trecem dincolo cu semn schimbat, așa că vom rămâne cu 4x plus 2y este egal cu 4 plus 4, adică este egal cu 8. Acest sistem îl putem rezolva fie prin metoda reducerii, fie prin metoda substituției. Vom alege metoda reducerii. Și atunci să ne propunem să reducem termenii care îl conțin pe y. Atunci, în prima dintre ecuații vom înmulți cu 2 pentru a avea 10y, iar în a doua dintre ecuații vom înmulți cu minus 5 pentru a avea minus 10y. Atunci, sistemul nostru devine, înmulțim, am zis, cu 2 în prima ecuație, deci este 6x plus 10y, care este egal cu 2 ori minus 8 minus 16, iar în a doua ecuație am înmulțit cu minus 5, deci este minus 20x minus 10y este egal cu minus 40. Adunăm membru cu membru, 6x minus 20x este minus 14x plus 10y minus 10y este 0, deci va fi egal cu minus 16 minus 40, care este minus 56. Minus 14 ori x este minus 56, deci x va fi minus 56 împărțit la minus 14, așadar x este egal cu 4. Dacă l-am aflat pe x, x este 4, verificăm. Condiția pentru ca acest sistem să poată fi rezolvat este ca x să fie mai mare sau egal decât 1. Noi am obținut că x este egal cu 4, care verifică condiția cazului în care lucrăm.
de soluția este corectă, soluția convine. Și atunci, în continuare, îl vom afla pe y. Avem 3 ori x plus 5y este egal cu minus 8, deci am ales una dintre ecuații și pe x îl cunoaștem, este 4. Deci 3 ori 4, 12, plus 5y este egal cu minus 8, de unde obținem că 5y este minus 8 minus 12, adică minus 20, și y este egal cu minus 4. O primă pereche de numere atunci care este soluția acestui sistem este perechea ordonată de numere 4 și minus 4. Deci când x este 4 și y este egal cu minus 4. De ce am pus virgulă aici? Deoarece s-ar putea să mai obținem o soluție. Noi am discutat aici cazul în care x este mai mare sau egal decât 1. Dar se putea la fel de bine, deci cazul 2, ca x să fie mai mic decât 1. În această situație, când x este mai mic decât 1, x minus 1 va fi un număr negativ, deci modul de x minus 1 va fi egal cu minus x plus 1. Și atunci sistemul nostru devine 3 ori, în loc de x minus 1 avem minus x plus 1, plus 5y este egal cu minus 11, și 4 ori, în loc de x minus 1, în modul avem minus x plus 1, plus 2y este egal cu 4. Ceea ce este echivalent în continuare cu, desfacem parantezele, 3 înmulțit cu fiecare termen din paranteză este minus 3x plus 3, plus 5y egal cu minus 11, iar apoi 4 înmulțit cu fiecare termen din paranteză, minus 4x plus 4 plus 2y este egal cu 4. Este echivalent în continuare cu termenii cu x și respectiv cu y îi păstrăm în stânga, iar pe 3 îl trecem dincolo cu semn schimbat. Vom avea minus 3x plus 5y este egal cu minus 11 minus 3, care este minus 14, iar minus 4x plus 2y este egal cu 4 minus 4, care este 0. Din nou vom alege metoda reducerii și atunci în prima ecuație înmulțim cu 2 și în a doua ecuație înmulțim cu minus 5 pentru a elimina termenii cu y, deci este echivalent cu minus 6x plus 2 ori 5y, 10y este egal cu minus 28. Iar în a doua ecuație, minus 5 ori minus 4x plus 20x, minus 5 ori plus 2y minus 10y, este egal cu 0. Adunăm, minus 6x plus 20x este 14x, minus 10y plus 10y se reduc, este egal cu minus 28. 14x egal minus 28 ne conduce la x este egal cu minus 2. Dacă x este minus 2, atunci ne alegem ecuația care ni se pare mai simplă pentru a-l afla pe y. Aceasta. Deoarece minus 4x plus 2y este 0, înseamnă că minus 4 ori minus 2, care este 8, plus 2y este egal cu 0, de unde ne rezultă că 2y este egal cu minus 8, ceea ce implică faptul că y este egal cu minus 4. Minus 2, cât am obținut pentru x, este mai mic decât 1, deci respectă condiția impusă de acest al doilea caz, ceea ce înseamnă că și perechea ordonată, minus 2 și minus 4, este soluție a sistemului. Deci, o soluție este și atunci când x este minus 2, iar y este minus 4. Așadar, ceea ce trebuie avut în vedere atunci când rezolvăm ecuații cu necunoscuta în modul este să putem face corect discuția folosindu-ne de explicitarea modulului. Mult succes în continuare!